Ediția de la sfârșitul acestei săptămâni a nocturnelor organizate de Teatrul Național Eugen Ionescu a fost consacrată celebrului dramaturg francez de origine română Eugen Ionescu, patronul spiritual al instituției. Evenimentul a reunit o expoziție de artă, recitaluri de cântec și poezie, inclusiv secvențe teatralizate din opera celebrului creator al Teatrului Absurdului. Bine, doamnă! Vreau să-l văd pe Eugen Ionescu! M-a distrus, m-a umilit, m-a jopuit! A făcut din mine un fantom! Secvențele teatralizate, pe alocuri pline de haz, dar mai ales de momente absurde inspirate din creația ionesciană, au creat deliciul acestei întâlniri, omagiul la 30 de ani de la plecarea la cele veșnice ale lui Eugen Ionescu. Am zis că să facem un spectacol cât mai haios în spiritul lui, să fie atmosferă, să fie foarte multe glume, să avem personajele lui Ionescu, au emoții și cum trăiesc în spiritul ionescian. Invitata serii, scriitoarea Lorina Bălteanu, a vorbit despre creație, despre magnificul Paris, oraș în care e stabilită de mai multe decenii, dar și despre personalitatea protagonistului serii. Eugen Ionescu cred că e o personalitate extraordinară prin curajul care l-a avut și prin faptul că el a fost un nonconformist și că a întors într-un fel foarte multe lucruri pe dos în istoria noastră literară, culturală. Inspirate din creația lui Eugen Ionescu erau lucrările de artă plastică ale pictorului Nicolae Latunov. Prezint 43 de lucrări, plus încă colecția mea de rinoceri, am făcut totuși 40. Să uimesc omul și să-l dai întrebări. Ce se întâmplă aici? Adică pictură grafică, acorelă, mască, papier-mașe. Că am făcut studiile în Florența, cu masterul în arte în Florența și în Veneția și acolo am găsit mesajul ăsta de papier-mașe, masca. Și aici l-am combinat cu pânza, culoarea, pânza, ulei. Cu absurdul. Tinerii actori au interpretat melodii îndrăgite de public. Au răsunat și amintiri despre începuturile teatrului Eugen Ionescu în anii 90. Persista în noi acel entuziasm juvenil, așa, care vroiam să facem, exact cum spune Treplev în Pescărușul, e nevoie de forme noi, e nevoie de forme noi. Exact și noi căutam ceva nou, ceva interesant. Ideea de întruniri nocturne, hai să zic așa, a apărut mai de mult, încă în anii 90. Doar că era într-un alt format, se chema Vineri seara la Eugen Ionescu, cu poezii, cu lecturi, cu bancuri. Petru Vâtcărău, că lui aparține ideea de a reveni în acest format cumva, și l-au redenumit nocturne. De ce surprize au mai avut parte participanții la nocturnele teatrului Eugen Ionescu, aflați din emisiunea Cultura din data de 13 aprilie la Moldova 1.